o nouă rubrică în frumoasa noastră emisiune, o rubrică o să vă placă cu siguranță. Sau, ia! El este o rubrică de divertisment din cadrul emisiunii Tonic Show. Ce ilustrează într-o manieră amuzantă? Veșnica confruntare între sexe. Eu nu mai văd acolo. Tu ce faci? A, și să citesc eu? Tu citește, că zice într-o nuanță plină de... De umor. Vom. Cum altfel? Continua. Afla. Afla. Pe parcur. Sul acestui concurs, dacă, cum altfel... Dacă bărbatul... Sau femeia... Modern pierde în fața femeii glamour, ce aia? Sau glamour, viceversa. Sau știi vice... ca și revista. Ca și... Rubrica în sine, practic, ce scop are? Are un scop caritabil, umanitar, deoarece premiul câștigat este donat unor familii nevoiașe sau îndreptat spre anumite cazuri sociale. Pe bune! La finalul concursului, câștigătorul ne va spune unde se va îndrepta premiul. Sponsorul rubricii noastre este... Kaila Distribution. Înseamnă că în această seară vom avea alături de noi doi invitați, cum altfel decât speciali. Oia și un? Un el. Oia normal. Și de la el, așa. Uh-huh. Și atunci, prezinți tu? Eu zic să o prezint. Odihnește-te, o să avem de lucru în seara asta. Prezint eu, domnișoara, lasă-mă, dăm 5 minute de respiro și o să mai cunosc o față nouă. Nu pot să beau ceva până atunci. Nu, că Marius a închis barul și a făcut returul și nu pot să-ți dau, că tot pe mine pică și, după aia, știi? Și reziști cu două? Între două? Da, între da. Nu pe, te nu. Plouă. Nu, pe? Pe nu rezist, între da. Pe canapea? Pe, da, e bună. Ce poziție? E bună. Cum vrei să stau? Poziție? Cât? Se mai uită și copii la emisiune. Stai în poziția cangurului pitic. Să o cunoaștem pe Andreea! Repede, o numeam Capricorn. Andreea Bochiș este o tânără speranță a muzicii populare clujene, dar ca formare este economist. Probabil că o închidere de lună financiară realizată de ea nu ar fi cu cântec. Este bună în ceea ce face pentru că cele două lumi se întâlnesc în ființa ei într-o simbioză rar întâlnită. Viața Andreei Bochiș a fost marcată încă din frage de existență de muzică. Din cele mai multe fotografii care îi ilustrează copilăria, am fost nevoit să căutăm riguros măcar câteva care să nu fie legate de muzică, spectacole sau cel puțin de un instrument muzical. Simțul pentru arta muzicală și-o cultivă cu succes, iar firea ei simpatică te provoacă să o îndrăgești pe loc. Se spune despre muzica ei că ar impresiona prin naturalețe, trăire și intonație curată. Andreea este în prezent cursanta a Facultății de Business din cadrul UBB, dar spune că se regăsește cu adevărat în muzică. Ce mai? Asta înseamnă vocația! M-am sărit în dealul Clujului, șararara. Ăla televizor iar dealului, șararara. M-am suit și nu mă duc de la Transilvania Luc. M-am suit în dealul Clujului. Domnișoara Andreea Bochiș, v-ați suit de multe ori în dealul Clujului? L-am și coborât. L-ați și coborât? Și ați cules? Ați cules o floare? Păpădie, nu violet. Păpădie și a suflat în ea fraiere? Ne bucurăm că ați venit în seara aceasta ca să vă concurați cu următorul concurent care va concura în concursul din platou în această seară. E un concurs, nu știu dacă știți, foarte serios. Vă invităm aici pe canapea. Andreea Bochiș, prima concurentă a noastră. Acum, în caz că mi se șoptește, stai jos, fă cunoștință cu Andreea. Mulțumesc. Să mă simt în largul. Mă ajutați cu niște aplauze? Andreea. A fost destul. Andreea, eu am aici o documentare foarte stufoasă, deși mă duc la epilat des. A căzut în cap, era la grădi și a luat... Cum să începe o prezentare a Andreei Bochiș cu a căzut în cap, era la grădi și a alunecat de pe tobogan? Cum să începe așa o prezentare?
E adevărat? Poți confirma asta? Să spunem că n-am fost un copil foarte, foarte cu minte, eram foarte energică. Și dacă toți copiii se urcau invers pe topogan, am zis hai să încerc și eu. Până m-a strigat cineva și am aderizat. Cam câți ani aveai? Eram la grădiniță. La grădi? La grădi. Și ai rămas cu ceva... Nu se vede, nu-i vizibil. Când fulgeră, nu? E ok. Primul prieten al doilea, când Nicu asta da, zice că erai destul de bătăușă și ai avut greu un prieten pentru că nu îi lăsai. Ai avut codițe? Am avut. Până unde? Cam arată până aici așa, la mine. Aproximativ atâta. Cam atâta? Cam atâta. Și împletite în două așa frumos, creștinește. Cam așa. Și deci noi, ai avut foarte greu un prieten. Foarte greu un prieten, atâta. Ziceam că nu-i lăsam să mă tragă de codițe, să mă bată, că primeau ei. Și după aia te-ai tus, ca să ai și tu prieten, nu? E adevărată zicala că bătaia e ruptă din rai? Nu, e ruptă din palma lui tata, probabil. Aplauze pentru tăticul Andrei. Am înțeles că din când în când tăticul te mai încuraja. Nu, dar de două ori în viața mea a dat un mini, mama era. Avea mare? Avea casma? Cam așa. Și când a fost momentul când tăticul te-a iubit? Prima dată? Prima dată le-am zis că mă duc la Săniuș. Pe gheață? Pe... Nu, cu Săniuța. Cu Săniuța? Pe deal. Da. Luclujului? În loc să mă îmbrac și eu cu salopetă, să nu-mi fie frig, m-am schimbat rapid în blugi. Și nu am dus unde le-am spus lor, am plecat în altă parte și tata a început să fluiere, era cu binoclu după mine, a început să... Și acum pun pariu, când are un pețitor, are pușcă cu lunetă. Și te-a fluierat, te-a căutat? Așa l-am fluierat, este inconfundabil fluieratul lui. Cum fluieră tata? Nu pot. Nu, fără degete. Fără? Nu, cu buzele? Da. Mare fluieraș, tata. Și... Când am ajuns acasă, în loc să mă duc pe drumul cel mai scurt, am înconjurat încă o dată. În blugi. În blugi. Fără salopetă. Și atunci s-a cam supărat pe mine. Și consecința a fost o... palmă. În ce zonă ți-a aplicat tata palmă? Cred că peste față, cap. Să trecem la lucruri mai serioase, mai nu neapărat serioase, că și ăsta a fost un lucru serios. Să trecem la lucrurile... Ești economist, am înțeles. Sunt la Cluj? Sunt la facultate, la facultate de business. La business, foarte frumos. Am acolo pe domnul Luca, asistent lector, doctor universitar. N-ai făcut mate cu el? Da. Cu Luca, cu Ionuț. Exact. Să salutăm pe Ionuț, Luca, un om extraordinar. Duce o vodcă, e foarte... Și... Ce am vrut să zic? Deci ești economistă la bază, folclorul marea pasiune, iar ca hobby-uri? Fotbal. Și dansuri. Ai dansat așa mereu, tot timpul ai, te-ai... Dacă ar fi după mine să fie repetiții, fiecare zi aș merge nelipsit. Ne ajută trupa cu un pas, cu... Stai să vezi. Dansuri populare. Dansuri populare. Numai dansuri populare? Alea îmi plac mai mult. Din ce zonă ai vrea să ne exemplifici 2-3 pași? Că e concurs. Păi mi-ar trebui un partener. Un partener? Nu, așa de una singură. Nu este... Fetele de la Căpâlna n-au partener. 10 fete mari, știi? Nu, deci dacă danseze, zice că dansul e expresia la verticală a ce se întâmplă la orizontală. Eu spraf și la una și la alta. Nu-mi fac reclamă acum. Deci... Nu dansez. Dar tu să-mi arăți așa, ui, ceva, să exemplifici. Dar cum mai merge. Dar nu cu tine și să vezi că este. Am mai făcut-o asta, trupa să fie pregătită. Am înțeles, dansez foarte bine. Scuză-mă că dacă te-am călcat pe picioare. Ai niște picioare foarte frumoase ale mele, sunt de fotbalist. Am înțeles că îți place fotbalul. Exact. Ai văzut meciul de aseară? Da.
da? Jumate. Și te-ai pus la somn să te odihnești pentru concursul de astăzi. Fotbalistul tău preferat este? Mutu. Adrian Mutu. Ai grijă cu Mutu. Și vorbeam la asta. Lobonți, mai, măcar el e divorțat de două ori. Lobonț, nu? La ce echipă mai joacă Lobonț acum? Acum nu știu. Dar îți place de el? Păi îmi place de el ca persoană. Adică? Nu știu, îmi place. Care e... Fizicul lui. Pe ce poți joacă Lobonț? Portar acum, serios. A, la ce firmă de pază? La ce firmă de pază? Da. Eu te-aș mai întreba și dacă ai prieten, dar notează 074 Este momentul să-i dăm de lucru puțin și colegei superbe de platou, Adelina, și să invităm pe cel de-al doilea concurent, respectiv cel de la secțiunea El. Origen provine dintr-o familie de muzicieni, întrucât toți frații, mai precis o soră și un frate, au studiat arta muzicală. Născut în februarie 1986 în Bistrița, Origen a învățat la liceul de muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca, după care a urmat cursurile de vioară ale conservatorului din Perugia și ulterior ale orchestrei de tineret a Italiei la Florența. În România a dirijat ansamblul de muzică populară Mugurelul, activitate care a trezit în el dorința de a urma în viitor o carieră de dirijor. S-a întors în țară pentru a pune bazele unui proiect alături de fratele său David, formând astfel David and the Six Martini Band. Anul acesta, trupa a împlinit un an de existență și se bucură de succes real, și asta nu doar în Cluj. Origen crede despre sexul opus că este un rău necesar și spune că femeia ideală este un mit, ultima fiind poate Eva. Da, cea care a mușcat din măr. Origen, Todora! Domnul producător, mă scuzați, știu că am dat gherle și ieri și alaltăieri, dar trebuia să-mi spuneți că mă înlocuiți. V-ați ales un nou dirijor aici, mă scuz, ia toate, spune ce. N-ai dat ieri de bău nimic și acum vii și tu. Origen Todoran. Mi-am pus ochelarii să fiu ca Giambașu. Ca Giambașu, mare cocalar Giambașu, foarte frumos. De unde ai bățul ăsta? Ai o scobitoare bățul mai lungă? Ăsta? Nu, știam nu, că Rotiș are probleme cu dinții, nu tu. Așa e, așa e. Aranjează-te, mă, uite. Te rog să mă ajuți? Am emoții. O să iasă bine. O să iasă bine. Acesta este unealta, unealta. Unealta dirijorului este simbolul puterii. Le baguette. Și ridică tot? Ridică tot. Uite-te aici. Funcționează, văzut? O să-mi iau și eu o scobitoare și o să-i dau Viagra. Sper să iasă așa. Stai jos! Treci! Origen, stai jos! Hai! Nicule, ai spus că mi-l lași mie pe... Bățul subțir, a, pe... Ți-l las. Vă dau relația, vă dau decupajul, hai. Origen, am înțeles că prima prietenă ai avut-o la vârsta de 4 ani. Da. Ce ai cucerit-o? Prima aventură, putem să-i prima aventură. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Și pe nume era Gabi. Gabriela. Cu ce ai cucerit-o? Gabi. Dar nu pot să spun cu ce am cucerit-o, asta ea trebuie să spună. Mi-amintesc că a fost primul sărut, primul sărut. Franțuzești? Da. Te-aș ruga să ne faci o demonstrație, dar nu mă sacrific. Nu mă sacrifică 10% din salar pe urmă. Da, fără relații între colegi, da? Ai sărutat-o cu cartofi franțuzești, mă? Nu, suntem, eram acasă și mi-amintesc că eram în bucătărie. La patru ani. Dar nu mă știam în șireta la Convex, unde erai? Unde erai? Dar nu știam că ea a regizat tot, a venit... Ea avea 5 ani, mai matură. Nu, tot patru. Și mi-amintesc că m-a luat de mânuță și o să hai până sub masă. Sub masă? Da, sub masă în bucătărie și mă întreabă,
Ionuț, dar tu știi să ruți ca așa în filme. Am zis nu, n-am rugat, zic nu. Și ai închis ochii, bănuiesc, nu? Și ai deschis gura, sau cum? Că a făcut ceva dacă îi închide mâine. Să mai încolo prin CV ne spune că nu știi unde ai terminat liceul. Păi cum așa? Nu prea am frecă. Ai stat mai mult prin pauze, nu? Da, cam într-o pauză continuă. L-ai făcut la seral? O pauză la Indigo. Dar ce făceai în pauze? În pauze, ce să zic, studiam, știi? Fugeam de la școală, să am timp acasă. Fugeam repede acasă și să studiez mult. Ce? O materie, la nu vioară, o fată. Da, da, o da, materie. Studiam la vioară. Din categoria ce-ți place să faci atunci când nu faci nimic? Se numără? Se numără, ce să fac? Să tai frunze la câini, nu știu ce să fac. Nu știu, stai la plajă, te bronzezi. Mie îmi place la da, solar, da, îmi place asta, așa numai, la, să mă gândesc la nemurirea sufletului, așa. Și ai ajuns la vreo concluzie, așa, vreodată? Nu prea. Nu prea, așa. Bun, ai studiat în Italia 5 ani vioară și ai făcut parte din Orchestra Națională de Tineret. Da, da, da. De ce vioara? Vioara, foarte, foarte ciudată a fost alegerea. Era impus din familie să urmez cursurile de pian, pentru că fratele meu, David, the one and only, we can live without him. Fiind pianist, aveam instrumentul pian în casă și atunci eram obligat să continuăm cu instrumentul ăsta, să nu mai cumpărăm un alt instrument și am fost mai rebel. Am văzut vioara așa ca și un instrument care mi se potrivea mai mult decât pianul. Am înțeles că știi mai multe poziții cu vioara aceasta. Ne faci niște demonstrații? Așa, așa. Ce faci? Te speli după duș? Zici ceva în italiană. Che posso dire in italiano? Solo che sei un bravissimo conduttore di puntata televisiva. Con patate fritte e insalata e un poco di vino. Bani dopo emissione. Tutta la tufla. Tutta la tufla. Ce te te uiți? Cred că numai noi râdem de Ponta Cunesă Mondial. Hai să zic ceva, prietena mea, uite-te, mi-a interzis, au zis de maxim de 3 ori pe zi să-l mai imit pe Nelson Mondialu. Că zic că deja am exagerat, mergeam pe stradă și mă, ce te uiți la tuflă? Nu te uita la tuflă? Chietata, chietata! Ioana, asta e una, mai am două bună de ziua, mai am două. Na bun, și cu bățul ăsta, cu bagheta asta mirifică. Faci ce auzi, faci. Ce-i cu ea? Spune-ne, când ai primit-o? Ce ieri de ziua mea am primit cadou de la prietena mea. Felicitări și aplauze pentru ziua lui. Sper că dai ceva de născut băut după emisie, nu? Da, da, da. Că vezi că n-avem pe aciu aici, alături de acolo noi. Bar, sticle goale, nu te stresa. Așa, bun. Și ai primit-o? Am primit bagheta ieri de la prietena mea. A fost o surpriză foarte, foarte plăcută, pentru că fiind instrumentist de aproape, de exact 19 ani de când la vioară m-am cam săturat. Și așa se întâmplă când ți se urcă la cap, vrei să dirijezi, știi? Ce să dirijezi? Traficul? Păi, să dirijezi. Ce să dirijezi? Ar mai fi o ipoteză că i-au cumpărat bagheta, nu cumva să mă dirigeze ea pe mine, să o avem în casă și numai așa. Bună asta. Aia e altceva. Așa. Ce-ți place să gătești, să mănânci, să, nu știu? Gătesc în speță bucătăria italienească, așa. Cucina. Cucina, patate frite, insalata, Fiorentina. Un poco di Fiorentina. Vino rosso, bianco, ăsta rosso. Fai vedere! Fai vedere! Asta nu mi se pune mie ca cadou, e al unico asta. Și normal, pastele merg cel mai bine cu un vin bun. Rosso, bianco. Bianco, te rog frumos. Onero. Și a doua zi, cum ești? Și a doua zi mă nu cu pastila, deci cu vinul, cu marmureala. Ca și acum, că și eu tot timpul zic că sunt născut pe 16 și 17 februarie. Când 16... Ce zodie ești? Vărsător. Ești vărsător? Vă rog frumos, rupa! Pa, pa! Să vii să-mi dirigezi și găinile, că nici ele nu se culcă. Da. Suficient!
aplauze pentru concurenții noștri. Este momentul să intrăm în concursul ce se va desfășura aici în platou. Prima probă, o să observăm, este filmată, înregistrată. Ea se numește Fruntaș la țară. Este proba întâi. Ne aflăm acasă la familia Moldovan din Chinteni, unde am aflat că se face cea mai bună pâine din Transilvania. No, dragii mei, ați venit la mine la casă, în comuna Chinteni, și să vă învățați cum să face chita de casă, adică de casă, de fărină, cu de casă. Dar chita adevărată, nu de-aia e cu euri, nu de-aia e crescută în două minute și coptă într-un sfert. Aici chita să frământă, să dosfiaște două ceasuri, să facă în cuptor două ceasuri și apoi chita aceea care o poți mânca cu orice. Vorba aia, chita lui Dumnezeu, nu? Chita lui Dumnezeu. No, să vă pui șurțurile, nu? Să vă apucați de frământat. Hai să vedem aici. No, șe, îți dau de aia roșu să nu te ghiuăți. Corect. S-a gândit la tot, doamna Moldovan, ai văzut? No, hai, domnișoară, să-ți dau și dumneitale. Fain s-a îmbrăcat. Tare fain te-ai îmbrăcat. Te-ai îmbrăcat în vot popular, că așa era mai de mult. No, păi aici avem farina. Bun. No, trebuie să punem o țâră de sare. Au luat în farina? În farina. Cât, atâta? No, nu atâta. Ia șenițul. Ia șenițul. Ia șenițul. Ia șenițul. Lingura. Apoi am eu, ia cu lingura să... No. Să șie sărată, că dacă nu-i sărată... Nu e așa bună, no. Fă, frământă. Da, îți împăr ceasul de pe mână, să culcă-te. Da, da, da. Păi gândești că ai venit la biserică, n-ai venit să frământ spită. Nu, nu mă încet. Nu mă încet. Nu mă încole pe loc. A, atât de simplu. Păi simplu, nu, așa. E floare la ureche asta. Nu e floare la ureche. Fă și dumneata acolo, șef. No. Așa ni, apasă. Nu am vrea să influențăm concurenții și onoratul juriu, dar parcă se simte mână de fată. Uite, se simte mână de fată, vezi? Vezi? Așa ușor mai mult cum un pic, da? Da. Amu, fă bine, bagă-ți mâna acolo. Nu te teme că nu are cionche, fă! Trage eu hori, dați-o să faci de măgar. Cu pumnul? Cu pumnul. Acolo mă pricep eu. Da. Nu-ți bate joc. Nu. Începe să se vadă lipsa de condiție fizică a unuia dintre concurenți. Următorul braț, doamna Moldovan. Oi, dă să margă. Ia ce caldă-i aluatul, înseamnă că ești bun. Că apoi dosteaște repede. Corect. Cum faci așa cu capul? Te pricepi mai bine la cântat decât la făcut pâine. Bunica face cele mai bune plăcinte. Bunica bate toba, bunica bate toba. Eu am bunicuță n-aia cu toba, nu care făcea. Aflăm că și pâinea se face cu un strop de inspirație și multă, multă transpirație. Da, ți-o suda fruntea. Un pic. Ștergeți-mă un pic, un șervețel așa. A, păi cu bani, ce? Cu dosul mâinii, dar ce atâta hârtie și șervețel. Consumatorilor! Nu-mi preda atâta. Parcă ar fi și timpul pentru o cântare. Doar nu s-a îmbrăcat fata în costum tradițional doar pentru decor. No, horești din oțură și să se răsufle și chita. Ion în sat, ion de treabă bade, numai lumei pe dragă. Ion în sat, ion de treabă bade, numai lumei pe dragă. Are o boală tare grea și nu-l poți scăpa de ea. Maică nu zace pe pat, el mândrelor dor și drag. Ioane, bată-te norocul, Ioane, niciunde nu-ți găsești locul. Ioane, bată-te norocul, Ioane, niciunde nu-ți găsești locul. După tăte mândrile, ți s-a prind călcâile. Când vezi una mai frumoasă... Haide, Origen, spune și tu ceva! Zime! Tu cu mine ai noroc! Frământă, lasă muzica! Frumos, făpăioane,
tu cu mine ai noroc. Foarte greu. Mândrile te știu cu mine și de aceea trag la tine. Pentru că te știu am eu să te țin de capul tău. Lăsați-o cu puiul la oaltă. Să dosească. Ia șeni. Lăsăm aluatul la dospit și ne odihnim puțin. Asta e complex de superioritate. Am văzut că ai complexat făina acolo, ai frământat-o. Nu credeam că ai veleități de boxior. Nici eu nu știam. Iar Andreea, ce să mai zic? Andreea? Andreea. 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 Ai dat ca la Luca, ca la examenul cu Luca. Oh, logaritmi. Oh, oh. Foarte frumos, mi-a plăcut. Și doamnele alea știau o melodie, v-au provocat să cântați la o melodie populară. Și ați cântat-o în duet, nu? Păi e cu o vioară imaginară, o dirijam și acolo o dirijam. Care era vioara? Tai, 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 cum îi zice la piesă, că-mi place, puteți scoate un CD, frământați vioare sau nu știu ce se face. Este, se numește Ioane, dragă Ioane. Este... Ioane, dragă Ioane, dar nu puteai cânta Nicu, dragă Nicu, ce era așa? Origen, dragă Ioane. Și ce ați băgat în compoziția aluatului, Andreea, te rog frumos, ai legătura. Făină, drojdie, sare și apă. Bio, totul, bio. Bio. Eu muncă, suflet, dedicație. Șurț. Foarte frumos. Am văzut, în roșu îți vine foarte bine și tu aveai o năframă prinsă, așa, de domnișoară sau de nevastă, cum era prinsă? Că în tradiția populară orice are cum un era simbol. Prinsă, era de domnișoară, de nevastă e legată în față. Da, vedeți, la neveste se leagă în față. De ce se leagă în față la neveste? Pentru că măcar în mentalul colectiv, dacă e lege aici sub bărbie băsmănută, poate nu mai... Și cum v-ați simțit acolo? Bănesc că ați simțit mult mai puternic tradițiile, adică nu e ca și când faci acasă în mașina electrică, nu? Foarte primitare, doamna Moldovan. Păi nu? Așa foarte, da, foarte da. Primitare. Ce, și ce a zis și mama... Cine s-a descurcat mai bine după părerea doamnei Moldovan? Cred că Andreea. Cred că Andreea, da, 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 da. Andreea! Andreea! Andreea, tu cum te-ai simțit când a fost ceacanău și te-a încurcat acolo? Ceacanău. Tu frământ de obicei? El a fost cu atmosfera, eu... Era dimineață. Era dimineață? Dimineață se frământă, nu? Da, da, da. Și iese vârtos aluatul, nu? Dimineață. Pe răcoare. Dimineața, pe răcoare. Ai mai făcut de atunci aluat sau cumperi de la alimentară? Nu, am făcut. Prea greu a fost prea greu. Da? Prea obositor. N-aș mai repeta experiența. Deci este foarte greu pentru un bărbat, observați, în duelul acesta, el sau ea, el cade moale ca și coca. În schimb, Andreea se pietrifică precum o pâine bătută de coajă. El sau ea? El sau el? Care e? Din... Eu zic că el. Tu... Dar în viața reală, cu... ai zis că ai sau n-ai prieten? Am prietenă, pardon. A, de la ea? Ia uite-te în buzunare, n-ai nimic amintire de la prietenă. A, da. Lasă tufla! Nu tufla, am un bilețel. Să se focusează, vă rog să frumos, se focuseze. Să fie aici pe noi, camera video. Mi-a trimis acum cămașa și pantalonii pe taxi. La ce cameră să arăt? La 2. Și am găsit un bilețel în blugi. Ai găsit un bilețel în blugi. Tu de unde ți-l cumperi? De la Second? Invers. Întoarce-l invers. Să vedem. Origen, acum citește-l tu. Păi zi tu, că ești mai... Poți să spun așa cu vocea unei imaginare? Mariana Mărărescu. Ți-am spus oare azi? Ușor, ușor, cu chitara pe spate. Ți-am spus oare azi cât de mult te iubesc? Cel mai mult pe lumea asta, semnul exclamării și pentru totdeauna, tripunghie. Bravo! Apropo,
Apropo de ce are Origen în buzunare de la gagică, vă rog să focusați aici ce am primit ca să-mi porte noroc în emisiune și probabil că e și masa mea pe ziua de astăzi, nu știu. Deci, se știe în relația mea cine-i el sau ea, cine-i papaga. Pa. Bun, deci așa, 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 partea a doua de la reportaj, filmat la țară cu minunatul Origen și frumoasa, minunată Andreea. Să vedem. No, hai, da, să merem cu chita la cuptor și apoi să o băgăm. Se cocă. Unde e cățăi, mă, cuști? A luat-o la dospit o vreme, iar concurentul nostru și-a acordat vioara. Poate mai ascultăm puțină muzică, nu de alta, dar juriul punctează și impresia artistică. No, până în fundul cuptorului. Nu pot, cred că nu pot. Să te ajut? Da, te rog. Nu. No. Hai să vedem. Deci, serios, nu pot. No, să nu îmburdați chita. Cu curul în sus. Cu curul în sus. Așa, până în capăt? Până hai în capăt. Vedem. Ai, 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 mă. Nu, no, așa, să-n capăt tăche. Hai de mine. Și acum intră cameramanul în cuptor să filmăm și din partea aia altă. A făcut cruce cu lopata. Așa. Doamne ajută. Nu, no, domnișoară, ai văzut? Greu, e greu, e lapită. Nu, dar pe e mai bună aia din Cluj cu eurile. Nu e mai bună, da. Multă muncă, prea multă muncă. Păi, ce să faci? Astăzi numai cu S-uri, cu suflet, adică. Păi, amu, trebuie să așteptăm două ceasuri. După un ceas, o clătim. Că trebuie clătit o țărăpchita, ca pe zice că să coace mai și până în mijlocul ei, ca să nu știe cu clic. E curnă la mine. Curcanul nu are nicio legătură cu producția de față, dar aveam nevoie de un cadru care să se asorteze cu solo-ul de chitară interpretat cu atâta suflet de Origen. Hai, doamne, adu-i-te, că trebuie scoasă chita, nu te jucac, dar ai ajuns să-mi dea tot kilo. Hai, 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 scoate chita. Pune și hai și cântă-mi o hore acolo în nici. Nu putea este, dar nu ești copil. Hai, e mine, dragă, dată-mi mintea copilului. Urmează și un mini recital de vioară. Facem un joc. Ce-ai gândit, bade și crezi, la 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 la, în oglindă când te vezi, la 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 la, că nu-i ficior să te întreacă, la 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 la, nici fată să nu te placă, la 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 la. Masa nu stă într-un ticior, la 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 la, nici o bade de-un ficior, la 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 la. Masa stă-n patru picioare, la 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 la, mai sunt ficiori să se însoare, la 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 la. A venit și momentul adevărului. Scoatem pâinea din cuptor. Nu-mi dați notă pentru impresia artistică cum a cântat la chitară? Da, mi-ai cântat la chitară, că mi-e trei chitară, mi-e trei cetiră. Bă, hai să vedem așa. No, bagă, bagă, sunt cățile. Așa, 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 așa. Ai văzut, dragă, cu mâna, nu te teme. Că te arde, nu ți-a și nimica. Ui, mă, ce frumoasă e pică. No, lasă, lasă și eu și fă bine, pune acolo pe masă. Cu mâna, dați. Vedem aici pituța. Hopa. No, pune acolo pe masă. No, ce e la altă? Aici pituța. S-a răsit tu. No, să pune geruitor aici. No, așa, uite, de asta s-a rânjit. Asta s-a rânjit, asta. S-a rânjit? Care o ați frământat? Aia mea care s-a rânjit. Care s-a rânjit? Aia mea care s-a rânjit, că s-a rânjit ca mine, da. No. Uite-te, avem același zâmbet, uite-te. Da, da. Șaica mea. Nu, faceți bine și o întorceți și o scoateți din tăpșit. Nu, să vă vedem.
Eu iau piasa rânjită. No, no, socol, fain, are vatră. Are vatră. Nu stați să vedem asta, că asta e și rânjită, gândiți-vă. Te-ai tărâs? Am tărâzit, s-a rânjit și pita. No, uite-te. Bun, fain, mai mare asta. Asta chiar că e tort. Juriul a deliberat și... Emoții și toba! Câștigător la puncte... Stați, să faceți așa ca la box. Știți că ridică mâna la câștigător. De la o zi mânătă amândoi și la câștigător ridicați mâna sus. Păi ce să fac, că așa e de plângăcios, că într-una atât te-ai plâns. Că nu știi frământa, că știi frământa, că să-ți dau ție. Păi m-am bucat să-ți dau ție. Și apă, uite-te, fata asta frumoasă, să rămâie fără premiu. Vreți să plâng? Nu. Ce să fac cu el, cam o... Țineți de mână pe amândoi? Și care câștigător? Așa, oh. Să-i rădi pe amândoi, să o să te rădi pe tine. Trebuie să fiți un juriu imparțial. Cine merită să câștige? No, ce să mă știu face? Să-i pui pe amândoi? Dumneavoastră știți. Mă, ca să-i pui pe amândoi, dă-i în amarul lor. Asta o știu frământa bine, aia asta o știu vorovi bine, no, dar pe și plângăcios. No, hai să facem așa. Yeah! Tanti Moldovan, super! Da, nu, a fost super! Am și pituță, nu mă duc cu mâna goală acasă. No. Da, mi-a pituță, am plecat. La revedere! Ciao. La foaie cealaltă mai mare! Hai înapoi! Hai! Hai înapoi! Da, mă, chita-ntoarce, mă! Vă rog frumos, cei din public, atenție la pormonee, portofele, porvizite, este domnul Origen aici. Cine să mai bag la valoare? Cheta ta! Cum a spus doamna, scorul egalitate între sexe, 1 și 1, 1 la 1, aplauze, 1 la 1. Domnișoara, domnișoara, au fost frământate bine? Așa? Și el e un plângăcios. Smiley, a venit doamna să o rânjit pâine. Da. Chiar a ieșit o pâine frumoasă. Tu mănânci multă pâine, Andreea? Da. Da. Mă, care e sinceră? Eu nu prea mănânc pâine. Nu se vede, nu știu ce. Peste ce ți-ai călcat? Peste Vailing? Ligian. Peste Ligian, foarte frumos. Așa, nu v-ați ars cu pâine atunci? Nu. Aveam mănuși din astea speciale, aduse din... Da, de firmă, de la daci romani. Da, un pic de... Era caldă. Și cam cât, gramajul cât era, dacă Antonia ne urmărește pe gramaj, cam cât a fost pâinea? Nu mai știu, de 2 kg era aia, cam de 2 kg, era grea așa mare, am luat, am mâncat din ea, uite, mai avem David acasă, nu mai avem pâine asta. Dar a fost gustoasă, nu? Foarte bună, foarte bună. Nu ca și la pane mare. Doamna mea, nu ptită de aia din Cluj cu eurile. Da. Singurul E de la Origen în discuția. Sau Andrei. Acolo e dublu E. E la apă, la pătrat. La pătrat. Integrală din E la X de X. E la X de X? Da. E. La X. E. Bravo. E la X. Ce s-a învățat? Eu te-am văzut cu chitara aia nebună, măi, nu știu, ce legătură între muzică populară și ce cântă tu sărind într-un picior acolo? Apropo, fata nu stă într-un picior, nici bărbatul în două. Zi. Inspirație, pură inspirație. Dar de unde ai avea chitara aia fisticie? Am găsit-o pe acolo, coșul de jucărie a nepoatei doamnei Moldovan. Poate acolo, am început să mă joc doamna Moldovan. Cine are copii pe pământ? Nu, aduceți-i jucării. Până se prostește, a descoperit o rățușcă, revenim în câteva momente, tot dic show continuă. Ia mă rățușca, deci hai că ce-mi